Bună ziua, dragi copii! Eu sunt Ramona Mădăras și predau limba și literatura română la Școala Gimnazială Luna de Sus din județul Cluj. În lecția de astăzi vă propun să revedem trăsăturile textului narativ literar în proză și de asemenea câteva reguli de redactare a rezumatului. Înainte să citim textul suport, ne vom opri puțin în lumea cuvintelor, aliații noștri cei mai de încredere atunci când abordăm un text literar necunoscut. Vom realiza astfel două exerciții de vocabular. La primul exercițiu, vi se cere să citiți cu atenție câteva propoziții, iar pentru cuvintele subliniate să alegeți din lista de cuvinte propuse sinonimul potrivit. Imediat ce a fost udat, copăcelul a prins viață. Fata avea pe cap un coș cu legume. Când ți se face rău, îți dai ochii peste cap. Ceasurile se mai strică uneori. Focul s-a stins dacă nu ai pus lemne pe el. Doamna a înfipt piuneza în panoul de plută. Cuvintele dintre care trebuie să alegem sinonimul potrivit fiecărei propoziții sunt a se opri, a-și reveni, a se defecta, a leșina, a împlânta, a duce. Combinațiile de cuvinte care se pot face pentru a rezolva cerința sunt acestea. A prins viață și a revenit. Avea pe cap, ducea. Îți dai ochii peste cap, leșini. S-a stins, s-a oprit. A înfipt, a împlântat sau a fixat. Al doilea exercițiu vizează scrierea unui al doilea set de propoziții în care cuvintele subliniate anterior să ilustreze o schimbare de sens, așa cum este sugerat de imaginile din partea de jos a slide-ului. Propozițiile la care m-am gândit ar putea fi concepute astfel: cărțile prind viață în imaginația copiilor. Aceasta înseamnă că sunt retrăite de copii, sunt interiorizate. Astăzi, secretara are multe pe cap, adică este copleșită de multitudinea de sarcini pe care le are de realizat. Enervată de cele auzite, și-a dat ochii peste cap, s-a strâmbat. Vremea s-a stricat pe neașteptate, s-a înrăutățit, cu alte cuvinte. A răspuns la telefon cu o voce stinsă, cu o voce abia audibilă. Și-a înfipt degetele întâmplelei dureroase și le-a apăsat cu putere. Acum cred că suntem pregătiți să citim textul pe care vi l-am pregătit, un fragment din romanul pentru copii Olguța și un bunic de milioane de Alex Moldovan, carte publicată la editura Arthur în 2016. Totul a început într-o vineri, în momentul în care cineva și-a înfipt degetul în butonul soneriei noastre și l-a uitat acolo timp de 30 de secunde, dacă nu mai bine, lucrurile nu arătau grozav prin casă și nici în afara ei. Dacă stau să mă gândesc, rare ori lucrurile arată grozav prin casă, iar despre ce se întâmplă pe afară, nici n-are rost să vorbim. Era după amiază, acel moment al zilei când totul pare să o ia razna. Cărțile și hainele prind viață și se risipesc temiriunde, cu o oarecare preferință pentru cel mai puțin probabile sau greu accesibile locuri. Pe covor, sub pat, sub masa de la bucătărie și cu puțin noroc în lada de cartofi din cămară sau în congelator. Da, știu, dar chiar mi s-a întâmplat. Partea bună. Oriunde te-ai afla, e suficient să întinzi mâna ca să apuci o carte, sau o haină, sau o jucărie, sau orice altceva, cu excepția lucrurilor de care chiar ai nevoie. Partea proastă, ești certată sau pedepsită de la caz la caz, după care trebuie să strângi și să pui totul la loc. Nici vremea nu era grozavă,
deasupra orașului se adunau nori negri de ploaie, iar după câteva zile fierbinți, vremea se stricase și se anunța o furtună. Unde pui că și vântul sufla tot mai puternic, împrăștind peste tot bucăți de hârtie, pungi de plastic și praf. Una peste alta era momentul cel mai puțin potrivit pentru musafiri. Și apoi aveam pe cap o mulțime de treburi. Trebuia să fac curat, să merg la cumpărături, după care să gătesc. Pe de altă parte, pentru mine orice moment e cel mai puțin potrivit pentru a primi musafiri. Orice musafiri. Așa că am dat peste ochii peste cap și m-am ridicat fără chefte pe canapea. Olguța, scumpo, ești bună să vezi cine e la ușă, te rog, s-a auzit din dormitor un glas tins de femeie. Femeia din dormitor era mama Olguței, iar Olguța sunt eu. În continuare vom realiza un exercițiu de empatie și vom formula impresiile noastre după prima lectură a textului, creând astfel o punte de legătură între universul propus de universul literar și universul nostru interior. O emoție pe care mi-a stârnit-o citirea textului este nerăbdarea sau chiar amuzamentul. M-a surprins faptul că pe Olguța nu ajută nimeni la treburile casei și, de asemenea, faptul că Olguței nu-i plac musafirii. Situația din text îmi amintește de viața mea personală, deoarece și eu fac anumite lucruri prin casă ajutându-mi părinții. Înțeleg cum se simte fata, fiindcă nici eu nu aș fi bucuroasă de musafiri când este dezordine în casă. Ne ducem mai departe în a aprofunda înțelegerea textului prin realizarea câtorva exerciții care au ca scop identificarea indicilor spațiali și temporali, numirea personajelor textului, clasificarea naratorului, identificarea unor momente ale subiectului și precizarea modurilor de expunere. Doi indici spațiali identificați în text sunt prin casă, din dormitor. Două cuvinte care indică timpul, într-o vineri, după amiaza. Personajele textului sunt Olguța, personaj principal, fapt arătat și de apariția numelui acestui personaj în titlul operei, mama fetei, personaj secundar, și musafirul, probabil tot un personaj secundar, din câte se configurează până acum. În text avem un narator personaj, o fată pe nume Olga. Naratorul este arătat în text de verbe și pronume la persoana întâi, cum ar fi stau, să mă gândesc, etc. Dintre momentele subiectului, textul ilustrează expozițiunea și intriga, cu observația că seamănă modul acesta de prezentare a celor două momente cu unele dintre schițele scriitorului Ion Luca Caragiale. Prima dată, intriga este anunțată de această sintagmă, totul a început într-o vineri, și de faptul că venirea musafirului care sună insistent la ușă va fi cauza aventurilor la care va lua parte ulterior Olguța. Apoi, acest moment de anunțare, de prefigurare a intrigii este detaliat de informațiile specifice expozițiunii, când se prezintă în detaliu spațiul și timpul întâmplării. Modurile de expunere folosite în text sunt narațiunea, descrierea și monologul. La partea de analiză a textului necesită să citim pentru a doua oară textul. Vă sfătuiesc să faceți aceasta în intimitatea casei voastre și să observăm câteva detalii
de genul, simetriile pe baza căruia este alcătuit textul, ce arată despre olguța dezordinea tot stăpânitoare de la ea din casă, ce dezvăluie despre ea felul de a fi în prezența musafirilor, cum se împacă cearta și pedeapsa fetiței cu vorbele afectuoase pe care îi le spune mama, care este cauza și care este consecința faptului că mama fetei vorbește cu glas stins din dormitor. Simetriile observate în text arată câte ceva despre modul în care naratorul alege să ne înfățișeze întâmplarea. Lucrurile nu stau grozav nici acasă, dar nici afară, adică în viața socială a olguței, probabil relațiile cu prietenii sau la școală. O altă simetrie pe care ne-o propune textul este argumentarea arătată de secvențele care încep cu sintagmele partea bună, respectiv partea rea, unde Olga vorbește despre avantajele și dezavantajele de a fi dezordonat. Ce arată dezordinea despre acest personaj? Modul în care sunt dispuse obiectele prin casă, faptul că le găsești la tot pasul, în locuri puțin probabile sau greu accesibile, dar peste tot, și ordinea în care sunt enumerate lucrurile arată că fata este pasionată de lectură, pentru că primul lucru după care întinzi mâna este o carte, copilăroasă, deoarece are și jucării, prin casă împrăștiate, energică, spontană și unică. Spun că este energică, deoarece să împrăști în felul acesta obiectele prin casă arată să te miști cu rapiditate dintr-un loc într-altul, și spontană, deoarece probabil trece cu ușurință de la o activitate la alta. De asemenea, este uitucă, deoarece în momentul în care are nevoie de obiectele importante, pe moment nu știe unde se află acestea. Reticența față de musafiri arată o persoană mai puțin sociabilă sau care prețuiește timpul, mai ales dacă are ca hobby cititul. În relația cu mama, mama se arată a fi o fire exigentă, fapt dovedit de remarca olguței că este uneori certată sau pedepsită, dar iubitoare, pentru că mama îi spune scumpo și te rog atunci când îi adresează o rugăminte. O cauză a vocii stinse a mamei care se aude din dormitor este probabil boala acesteia, iar o consecință a aceleiași voci stinse, faptul că mama este bolnavă, este plasarea treburilor casnice în seama olguței. Prin exercițiile pe care le-am realizat până acum, pe care vi le-am propus, am configurat practic trăsăturile textului narativ literar, o operă literară în totalitate de ficțiune. Spațiu și timpul, personajele, naratorul, acțiunea și modurile de expunere. În privința rezumatului, la ce ne folosește rezumatul? Într-o multitudine de situații ne folosește rezumatul, atât la viață cât și la școală. Este calea cea mai scurtă de a face sinteza pentru o lecție la istorie, un episod din serialul favorit, o carte pe care am citit-o sau o știre de ultimă oră. Rezumarea unui text narativ literar este în strânsă legătură cu acțiunea sau cu întâmplarea textului, cu momentele subiectului sau realizarea planului simplu de idei. Ce presupune un rezumat? Rezumatul presupune să povestim pe scurt sau foarte concis întâmplarea pe care ne-o propune textul. În urma lecturii împărțim textul pe secvențe, identificăm cuvinte cheie și formulăm idei principale.
Atunci când formulăm ideile principale, suntem atenți să folosim verbe la indicativ prezent sau perfect compus, să evităm pasajele descriptive, dialogate sau chiar inserarea de citate. Și nu în ultimul rând, tot ceea ce scriem să fie formulat în cuvintele noastre, folosind conectori pentru a lega ideile. Așa arată propunerea mea de împărțire a textului pe secvențe, 6 secvențe. V-am specificat începutul secvenței și sfârșitul acesteia. Ce vreau să spun prin cuvânt cheie? Cuvântul cheie este cel mai important cuvânt dintr-o secvență. În jurul său se organizează toate celelalte cuvinte, explicându-l, detaliindu-l cu anumite informații specifice, relevante din perspectiva naratorului sau a personajului. Ce înțeleg prin idee principală? Într-un singur enunț adunăm cele mai importante informații din secvența de text, răspunzând la întrebările cine, ce face, unde, când, cum, de ce, pentru ce. Cum procedăm? Citim cu atenție secvența, caut sau căutăm informațiile importante. Acolo unde este posibil, înlocuim grupurile de cuvinte care arată, de exemplu, descrierea cu un singur cuvânt sau cu cât mai puține cuvinte. La secvența 1 v-am evidențiat cu roșu ceea ce consider că sunt informații esențiale ce merită reținute atunci când formulăm ideea principală și cu verde ceea ce ar putea fi redat într-o formă succintă. Vineri, când fata e nemulțumită de casa și de viața ei în general, cineva sună insistent la ușă. Cuvântul cheie al acestei secvențe este sonerie. Aveți aici modul de rezolvare pentru secvențele 2 și 3, 5 și 6. O sinteză a cuvintelor cheie și a ideilor principale. Vineri, când fata e nemulțumită de casa și viața ei în general, cineva sună insistent la ușă. După amiaza îi se pare dificilă fetei datorită hainelor împrăștiate peste tot și așa mai departe. Aici avem un exemplu de redactare a rezumatului propriu-zis, folosind și cuvinte de legătură, cu ajutorul cărora ordonăm cronologic acțiunile. Aventura Olguței începe într-o după-amiază de vineri, în momentul în care cineva sună insistent la soneria casei lor. În același timp cu țâritul soneriei, fata conștientizează că în casă e un dezastru. În acea zi o așteaptă o mulțime de treburi, așa că venirea unui musafir îi se pare total nepotrivită, fiind evident nemulțumită de situație, se duce să deschidă ușa. De asemenea, și mama ei o roagă să deschidă ușa. Referitor la rezumat, trebuie să facem următoarea completare. De multe ori, textele literare conțin pasaje de dialog sau pasaje descriptive. Pasajele descriptive le putem înlocui printr-un cuvânt, un gerunziu sau un participiu, de exemplu. Iar pentru vorbirea directă, procedăm în felul următor. Renunțăm la linia de dialog și toate verbele care sunt la persoana întâi sau a doua le trecem la persoana a treia. În privința dialogului, putem și enunța doar tema discuției personajelor sau să redăm cele mai importante informații dintre cele comunicate de personaj. Foarte important, pentru fiecare replică a personajelor precizăm cine o spune și cu ce intenție, aceea de a întreba, de a răspunde, de a insista, a clarifica, a observa, a striga, a porunci, etc. Vă propun un fragment din cartea lui Elif Shafak, fetița căreia nu-i plăcea numele său, pentru a trece în registru indirect dialogul.
Tu cine mai ești? A întrebat Sakis Sardunia. Numele meu este Zeliș. În ce casă locuiești? A întrebat Sakis Sardunia arătând spre stradă. În niciuna, a spus Zeliș. Noi nu suntem de pe aici. Ai spus noi? Da, eu și frățiorul meu, a zis ea, arătând spre pomul plin de pere din fața lor. În spatele pomului se afla un băiețel. La transformarea textului în vorbire indirectă, v-am evidențiat cu albastru cine anume spune replica și verbele specifice declarative. După ce Sakis Sardunia a sărit pe geam în grădină, de ea s-a apropiat cu timiditate o fetiță de 11 ani cu o înfățișare neobișnuită. Sakis Sardunia a întrebat-o pe novenită cine este, iar aceasta a răspuns că o cheamă Zeliș. Sakis Sardunia a vrut să știe unde locuiește Zeliș. Fetița i-a explicat că ei nu locuiesc acolo venind din altă parte. Sakis nu a înțeles la cine se referă Zeliș prin cuvântul noi. Fata a precizat că este vorba de ea și frățiorul ei, care stătea un pic mai departe, lângă un păr. Pentru acasă, vă propun un mic text narrativ literar numit Brutarul și Brânzarul, la care să îi faceți rezumatul. Aveți atât secvență narrativă, cât și secvență dialogată la acest text. Deci veți face un rezumat mai complex. Un brutar dintr-o țară oarecare, avea obiceiul să cumpere în fiecare zi untul de care avea nevoie de la un brânzar din apropiere, care era clientul lui. Observând că, de obicei, bucata de unt pe care o plătea drept un kilogram este mai mică, s-a plâns unui comisar care s-a dus să facă cercetare la fața locului. Ai cântar? Îl întrebă comisarul. Negreșit. Dar greutăți ai? Nu. Atunci cum cântărești untul? Foarte simplu. Pâinile pe care le vinde vecinul meu sunt de un kilogram. Pun deci o pâine în cântar și în partea cealaltă unt și dau astfel un kilogram. Pentru partea a doua a temei, scrie două argumente pentru a explica caracterul narrativ literar al textului dat. În final, doresc să adresez sincere mulțumiri editurii Artur pentru permisiunea de a folosi un fragment din cartea scriitorului Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane. Și vă mulțumesc pentru participare. La revedere!